Foametea din 1946-1947 a fost o perioadă de lipsuri alimentare majore, în special la nivelul populației provinciei Moldova, consecința unui complex de cauze, în principal seceta, dar și distrugeri ale agriculturii provocate de războiul care se terminase, existența livrărilor din alimente impuse de condițiile armistițiului și de existența Armatei Roșii, efectivele negative ale reformei agrare din martie 45, precum și lipsa de interes în contextul ocupației sovietice a guvernului, care nu a controlat zona de est a țării timp de un an. Foametea din 46 a avut cauze multiple și complexe. Operațiunile militare, distrugerile provocate de război, în regiunile nordice și centrale ale Moldovei istorice, ocupația sovietică și jaful local sistematic al acesteia. Pământul arabil nelucrat în 45, lipsa forței de muncă agricole, toată moartă în război, prizonieri în lagărele sovietice sau plecați în refugiu în sud. Lipsa precipitațiilor din 45 până în 46 și dezinteresul guvernului procomunist Petru Groza pentru reluarea lucrărilor agricole sistematice în zonă. În același timp, lipsa utilajelor și animalelor pentru lucrări agricole din 44 până în 47 a dus la cea mai grea perioadă din istoria modernă a României. Marea foamete. Anul 46 părea să facă uitat războiul mondial. Rănile începeau însă să se închidă cu trecerea timpului. Orașele începeau să se curețe treptat de ruinele provocate de bombardamente, magazinele și bodegile erau redeschise, veselia revenea cumva pe măsură ce vinul curgea în pahare. Seceta era de domeniul trecutului. Mai rămânea Armata Roșie ca un coșmar ideologic, dar ar fi trebuit să se ducă peste graniță așa cum dispăruseră în timp și alte oștiri invadatoare. Generalul Stănescu era șeful marelui stat major și avea cea mai mare soldă dintre ofițeri. În 1946, constata cu uimire că nu-și putea să-și cumpere o pereche de ghete cu banii pe o lună. Cartofii, mâncarea săracului, erau un lux atunci. 2000 de lei costa kilogramul. Ziua de 6 martie a adus marcarea unui an de la ajungerea la putere a guvernului Petru Groza și pentru prima dată în istorie s-a dat ordin ca 70% din efectivele armatei să participe la manifestațiile procomuniste. Nu mergea cu păcălirea autorităților. Tabelele de prezență și informatorii fiind puși să asigure amploarea dragostei poporului pentru partid. Armata nu mai era instituția menită să apere un popor de o agresiune externă, ci devenea un instrument politic pentru preluarea puterii politice. Atenția opiniei publice a fost orientată apoi spre procesul mareșalului Antonescu, executat în 1946. Sosirea verii promitea o recoltă bună și uitarea lipsurilor din iarnă și primăvară. Dar, ghinion. Seceta a revenit prin căldurile tropicale și recolta era compromisă încă de la 31 iulie. Generalul a fost obligat să-și vândă un cal de serviciu și obiecte personale pentru a face față inflației de atunci. Guvernul Groza n-a luat seceta în serios și a ieșit un fel de genocid prin înfometare. Românii au pierit pe capete de foame, mai exact cei din categoriile sărace și vulnerabile. Era vorba chiar de cei pe care regimul comunist promitea să-i apere de odioșii burghezi și moșieri. Autoritățile au avut grijă să ordone ca buletinele de deces să fie falsificate, foametea având interzis în acte. Natura a vrut ca istoria să se repete și seceta puternică din 45 a redevenit stăpână peste țară. Plantele s-au topit pe câmpuri spre disperarea țăranilor lipsiți de alte surse de venit. Generalul Stănescu constata cu uimire că în 46 guvernul nu ia măsuri pentru prevenirea efectelor calamității meteorologice, iar ofițerul cu experiență în armată și pe front privea cum puterea executivă e interesată numai de propagandă în vederea alegerilor și prevedea o foamete grozavă la iarnă. Beneficiind de cea mai mare soldă, a reușit să-și cumpere 250 de kg de cartofi cu banii primiți pe o lună. Guvernul avea totuși posibilități financiare deosebite, dar sute de miliarde de lei erau investite în campanie electorală. Străzile capitale erau pline de afișe de propagandă, la fel cum toamna erau pline de frunze uscate. Învingătorii în alegerile falsificate din 46, comuniști, au petrecut țara în mizerie și dezordine. Nenorocirile de o amploare fără precedent urmau să se declanșeze în 47. Numai în Moldova au fost 115.000 de victime, dar alte surse dau cifre care ajung la 300.000 de decese din cauza foametei.
Autoritățile comuniste au eșuat complet în planul de salvare a oamenilor din regiunile calamitate. Făceau, în schimb, planuri pentru cumpărarea de tehnică militară. Era un cadou potrivit pentru populația înfometată. Un prim episod de secetă a fost în 45, fiind afectate regiunile sudice și răsăritene. În vara lui 46, Muntenia și Moldova sunt bântuite de o mare secetă, cu consecințe dezastruoase. Lipsa alimentelor a dus la o creștere rapidă a prețurilor. Din vara lui 46 au început să fie raportate primele cazuri de moarte prin înfometare, în special în rândul copiilor subnutriți. În 46 se nota că lucrările conferinței de la Paris merg încet, iar în țară seceta care a compromis recolta de porumb și fânețe scumpea orice produs. O varză costa 5.000 de lei. Tot generalul Stănescu nota în jurnalul său în ianuarie 47, începem acest an sub auspicii foarte triste, seceta, neprevederea guvernului, prevalările rușilor în contul armistițiului și consumul armatelor ruse de ocupație au dus la foamete. În special în Moldova se semnalează zilnic oameni ce mor de foame. Pâinea de-abia mai căpătăm o dată pe săptămână, în celelalte zile doar mălai. Frigul a venit și el. A fost raționalizat combustibilul, încât în case avem mai mult frig decât cald. Zăpada mare căzută a întrerupt și circulația trenurilor și circulația pe șosele. Trece câte o săptămână fără să primim lapte. La 16 ianuarie 45 s-a semnat la Moscova Convenția Sovieto-Română ce stabilea cantități de mărfuri care trebuiau livrate în fiecare an de executare a prevederilor armistițiului Uniunii Sovietice în contul despăgubirilor de război. Până la această dată, dar și în continuare, autoritățile militare sovietice au confiscat sau au rechiziționat foarte mari cantități de alimente, carburant, pentru întreținerea trupelor aflate în România sau pe front. În vara lui 46 au fost înregistrate temperaturi record, ziarele vremii consemnând că termometrele arătau și 61 de grade Celsius la umbră, pământul era pârjolit și toată recolta pusă la pământ. Oricât de mult s-ar fi străduit, oamenii nu aveau nicio șansă de a se pune la adăpost în fața celei mai groaznice crize alimentare care avea să lovească România vreodată. După 4 ani de război, cu economie strivită, 800.000 de morți, sute de mii de răniți și cu infrastructură ciuruită, România era într-un colaps. Istoricii spun că țara noastră contribuise cu 7,4 miliarde de dolari la cheltuielile de război, costul plătit de noi fiind cel mai mare după Germania. Deși terminaserăm războiul luptând alături de aliații învingători, la conferința de pace din 46 România a fost declarată țară învinsă și obligată la despăgubiri uriașe față de câștigători. Am fost nevoiți să livrăm rușilor 10.000 de vagoane de carne, produse lactate, cereale, leguminoase, fructe și derivate. S-au adăugat cheltuieli de întreținere ale trupelor sovietice rămase în țară sub pretextul iernării în cazarmele românești. Din cauza lipsei alimentelor, oamenii ajunseseră la gesturi extreme. Mâncau humă, opinci, plante otrăvitoare, vânduseră tot ce aveau prin case pentru un gram de mâncare. Mulți au murit atunci de tifos sau de alte boli generate de înfometarea îndelungată și de lipsa apei. Nici până acum nu se știe câți morți a secerat foametea din 46.